Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zidana. Astăzi am făcut pelmeni rusești sau mantă sau colțunaș cu carne. Deci arată foarte bine, sunt foarte gustoși, da, am un miros în casă, nemaipomenit de frumos. Gustoși, gustoși, gustoși. Am toată rețeta în video, pe canalul meu de YouTube, Zidana Uzacovna. Uite repede cum am făcut, cu siguranță să-ți placă, că este o rețetă de milioane. Deci, eu am revenit la rețeta dată. Ce îmi trebuie mie pentru aluat? Pentru aluat, pentru colțunar sau pelmeni sau mantă, îmi trebuie făină, 500 de grame, 2 ouă, 300 de miligrame de apă călduță, 2 linguri de ulei și sare, sare după gust. Deci, într-un bol punem. Deci, într-un bol adăugăm ouăle, apa, apa să fie călduță, sarea, după gust, 2 linguri de ulei, și amestecăm foarte bine compoziția noastră. Și începem să adăugăm făina noastră. Încet cu încetul, până când obținem un aluat sau o coc ca la tăiței. Făina deja este cernută, amestecăm bine cu mânuța. Este un aluat foarte ușor. Puteți să-l faceți cu carne, puteți să-l faceți cu vișină, cu cartofi, cu varză, cu brânză, așa. Așa, mai adăugăm făină. Mestecăm foarte bine, eu vă arăt imediat. Și acum deci amestecăm până când obținem coca puțin mai groasă. Eu l-am amestecat 5 minute. Așa. Depinde de făină tot. Dacă mai este necesar, mai adăugați o lingură, două de făină. Tot depinde și de făină, depinde și de mărimea ouă. Deci, mare secret aici nu este. Acesta a fost aluatul pentru pelmenele mele sau mantă. Depinde. La noi se fac în diferite forme. Depinde dacă este persoane care nu consumă carne de porc, le faceți cu brânză, cu vișină, cu diferite. Așa. Uitați, este mult căluț și lasă odihnească undeva 20 de minute, până când mă ocup de umplutură. Deci acesta a fost secretul aluatului meu de pelmeni. Deci eu am revenit la carne. Eu am aici 300 de grame de carne de purceluș și 200 de grame de carne de vită. Puteți îi puneți orice carne doriți. Am aici piper negru, pătrunjel uscat și sare. Așa. 2 linguri de ulei. Așa. Și deci aici am 4 cepe mari, trebuie să le fărâm cu blenderul să le adaug aici. 4 cepe mari, numai decât ceapa, fiindcă ceapa este un suc suculent din carne și este foarte gustos, este impecabil. Deci eu fărâm ceapa. Eu am fermat ceapa mea prin blender, o adaug aici pe toată. Dacă doriți, adăugați și usturoi pisat,
dacă doriți, adăugați și usturoi și amestecăm foarte bine cărnița noastră, ca să fie suculentă. Este foarte ușor de făcut. Așa, eu aici îmi trebuie ajutorul mâinii. Dacă mai este necesar alte ingrediente sau ce beți voi, cu siguranță adăugați. Pelemenele este o rețetă rusească, vin de la ruși. Uitați-vă că carnea tocată este molcăluță, ea să lasă înăuntru la colțunar sau la pelemene, la suc. Așa? Și deci trecem la treabă cu pelemenele noastre. Palatul meu s-a odihnit foarte bine. Este molcăluț. Molcăluț și deci noi începem a face pelemenele noastre. Adăugăm puțină făină. Și deci noi tăiem așa undeva ca să aibă 15-20 de grame o biruță. Noi le facem mari, micuți, foarte micuți. Așa. Așa procedim cu toate biluțele noastre și le lăsăm la odihnit. Așa, da? Deci eu am făcut niște turtiță. Așa. Deci nu sunt groasă. Ia uitați-vă, da? Sunt foarte subțirele. Așa. Deci în modul următor fac eu o gurgușică. Așa. Și atât. Așa, pentru ce fac eu aceste turtiți? Am aici o formă, dar puteți pune și o ceașcă de ceai ori cafea și adaug turtița mea în formă, adaug cărniță aici, așa, încă puțin, și ce fac eu în felul următor? Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ia uitați, da? Strâng foarte bine aici cu mânuța. Și, la urmă, o tai un pic. Ia uitați-vă cum se primește, da? Apoi le fierbem la foc încet. Așa fac cu toate turtițele mele. Putem să facem și cu mânuța dacă nu avem formă. Deci ținem în mânuță. Adăugăm cărnița. Vedeți că eu am pus mult cărniță ca să fie suculentă. Așa și cu mânuță ținem, cu mânuță strângem. Așa. Așa, ia. Așa. Strângem bine. Deci este foarte repede de făcut. Dar să ne mai pomeni de gustoasă. Așa. Și atât. Ia uitați-vă cât de frumos s-a primit. Așa procedez cu toate turtițele mele. De
ce aproape am terminat colțunașii mei. Așa. Sau puteți să facem altă formă. Așa. Sau într-așa mod. Așa. Am încă un secret mai am aici. Deci, câteodată, dacă noi iubim ca să fie colțunașii mai tare mustoși sau mai cu mult suc sau mai suculenți, facem în felul următor. Punem tortița, punem cărnița, așa, și deci dăm drumul la un cubuleț de unt. Așa. Și la fel găim. Închidem foarte bine aici. Așa. Ca să fie mai suculenți. Punem mai multă cărniță. Adăugăm una, două unt. Așa. Și la fel. Vrem mai mici, facem mai mici, vrem mai mari, facem mai mari, așa. Dacă vreți bucata asta de luat, o lăsați, adică deci nu este nevoie ca să fie mai puțin aluat. Așa, deci în această metodă eu fac toți colțunașii mei și îi pun la fiert. Este foarte ușor de făcut. Deci pe mine sau colțunașii mele sau mantă, depinde cum vreți să le spuneți. Sunt gata, eu o parte le pun la înghețat, o parte o fierb cu apă, cu sare, fierbinte, frunză de dafin. Deci eu am aici deja un bulion de carne rămas. Puteți puneți numai apă. Am pus 3 bucățele de unt, 2 frunze de dafin. Și deci eu voi fierbe pelimenile mele sau mantele. Am deja o cratiță gătită ca să le scot. Le fierb la foc încet. Și deci fierb undeva vreo 7-8 minute și sunt gata. Sau gustați până când ele sunt gata. Deci bulionul meu a început să fiarbă încet, încet și eu adaug mantele mele. Așa. Le fierbim la foc încet. Până când sunt gata. Deci cu voi a fost Zidana, poftă bună!
Deci acesta este rezultatul meu. Foarte gustoase, miroase foarte bine. Deja sunt gata, putem să le servim.